După ce a reușit să obțină peste 2 milioane de voturi din partea românilor din țară și din diaspora, cu o campanie electorală că a costat 0 lei, Călin Georgescu se află acum în mijlocul multor subiecte de discuție controversate. Călin Georgescu a fost numit candidatul surpriză, obținând 2.120.404 voturi, 22,94%. Candidatul independent a intrat în turul 2 alături de Elena Lasconi, care a obținut 1.772.503 de voturi, 19,17%. Imobilul din Izvorani, locul unde teoretic ar fi avut loc campania electorală a lui Călin Georgescu și locul de unde a făcut primele declarații publice după numărarea voturilor din primul tur al alegerilor, a devenit imediat remarcată, în special datorită dimensiunilor sale impresionante. Conform declarației sale de avere, Călin Georgescu deține un teren intravilan de 3.900 de metri pătrați la Brașov, în comuna Viștea de Sus, și un autoturism Toyota Yaris din 2022, două depozite bancare în valoare de 264.000 de euro și venituri de 72.000 de lei, obținute din salariul de la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe. Cu toate acestea, mulți se întreabă cine este, de fapt, proprietarul vilei din fața căreia Călin Georgescu și-a adjudecat victoria din primul tur al prezidențialelor 2024. Se pare că vila din Izvorani nu este trecută în declarația de avere a politicianului și nu ar fi în proprietatea lui Călin Georgescu. Imobilul se pare că ar fi fost folosit strict pentru momentele în care acesta a decis să iasă în fața camerelor de filmat ale jurnaliștilor, din motive de securitate. Văzută din satelit, vila de la Izvorani include o anexă sub forma literei L, ambele construcții având panouri fotovoltaice și piscină. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.